Bine v-am regăsit la al doilea curs de mecanică. Înainte de a începe, vreau să vă spun că știu ce gândiți mulți dintre voi despre cunoștințele abstracte din primele cursuri de mecanică. În cazul nostru vor fi doar două. Și anume vă puneți întrebarea ce rost are să învăț toate chestiile astea abstracte care nici nu mă interesează. De ce nu trecem direct la lucruri mai interesante? Ei bine, această întrebare este echivalentă cu cea pe care și-ar pune un om care vrea să se apuce de agricultură și își pune acum întrebarea după ce și-a cumpărat pământ, ce rost are să-mi cumpăr tractor și mașini agricole? De ce nu trec direct la agricultură? Răspunsul este că având tractor și mașini agricole, munca persoanei respective va deveni mult mai eficientă și mult mai productivă și mult mai ușoară. Acesta este rostul vectorilor. Cu ajutorul lor ne ușurăm și ne simplificăm enorm munca în studiul mecanicii și nu numai în studiul mecanicii, în toată fizica avem nevoie de vectori. Așa că vă rog să mai aveți un pic de răbdare, să învățați operațiile cu vectori și vă promit că începând cu cursul al treilea, atunci când vom începe capitolul de cinematică, veți vedea ce important este să avem cunoștințele necesare despre vectori și veți observa cum multe lucruri interesante, dar care par foarte dificile, se simplifică foarte mult dacă folosim vectori pentru a înțelege despre ce este vorba. Și acum să recapitulăm cunoștințele din primul curs. Ați văzut în primul curs că mărimile fizice pot fi scalare sau vectoriale. Cele vectoriale au direcție și sens și trebuie reprezentate prin vectori. Sunt sigur că vă amintiți că un vector este un segment de dreaptă orientat, adică are în plus față de segmentul de dreaptă un sens care este dat de săgeata din vârful vectorului. Deci vectorul are un vârf, acolo unde e săgeata, și are o origine, punctul din care pleacă, și care se mai numește și punct de aplicație. Și uneori e foarte important să știm unde este punctul de aplicație al vectorului, după cum veți vedea cu altă ocazie. Deci, vectorul este caracterizat de trei lucruri. Modul, direcție și sens. Și doar dacă le știm pe toate trei, știm totul despre vectorul respectiv. Ați mai observat că vectorii se notează printr-o literă care reprezintă numele vectorului respectiv, de pildă A, și o săgeată deasupra. Și când punem săgeata, înseamnă că ne referim la vectorul respectiv, cu direcție și cu sens cu tot. Ceea ce înseamnă că nu este corect atunci când vrem să scriem ce modul are un vector, să scriem în felul următor. De pildă, să zicem că vorbim despre o forță și spunem forța F1 are modulul 5 N. Este greșit, pentru că în stânga semnului egal am un vector, am pus săgeată, iar în dreapta am doar modulul vectorului respectiv. Deci acest mod de a scrie este greșit. Dacă vreau să scriu ce modul are forța F1, atunci trebuie să scriu doar F1 fără săgeată, egal cu 5 N. Și în cazul ăsta mă refer doar la modulul forței F1. Deci dacă scriu așa, mă refer la vectorul A, iar dacă scriu doar A, mă refer la modulul vectorului A. Doi vectori sunt egali dacă au același modul, aceeași direcție și același sens. De pildă, vectorii A și B pe care îi vedeți acum nu sunt egali, deși au aceeași lungime, deci au același modul, pentru că nu sunt egali pentru că n-au aceeași direcție. În schimb, vectorii A și B pe care îi vedeți acum sunt egali pentru că au același modul, aceeași direcție, se găsesc pe două drepte paralele, ceea ce înseamnă că au aceeași direcție și au și același sens. Sigur, în cazul ăsta e vorba despre vectori care se pot deplasa în planul despre care vorbim. Ați mai văzut că un vector se poate înmulți cu un scalar, cu un număr. În acest caz se obține un vector,
Deci prin înmulțirea unui vector cu un scalar se obține un vector. Un vector care se găsește pe aceeași dreaptă cu vectorul care a fost înmulțit, deci are aceeași direcție, are același sens dacă scalarul a fost pozitiv și sens contrar dacă scalarul a fost negativ, iar modulul vectorului care se obține este de atâtea ori mai mare decât modulul vectorului care a fost înmulțit, cât ne arată modulul scalarului respectiv. De pildă, aici vedeți vectorul A care a fost înmulțit cu 3, și se obține vectorul V, care are aceeași direcție, același sens și modulul de 3 ori mai mare decât modulul lui A. Dacă înmulțim vectorul A cu un număr negativ, cu minus 2, obținem un vector V care are aceeași direcție cu A, dar are sens opus. În schimb, modulul lui este de 2 ori mai mare decât modulul lui A. Când avem o dreaptă, putem întotdeauna să definim pe dreapta respectivă un versor, adică un vector unitate. De pildă, pe dreapta din desen avem vectorul V și avem vectorul unitate I, versorul acestei drepte. După cum vedeți, modulul lui I este egal cu 1. Și în acest caz, vectorul V se poate scrie ca produsul dintre modulul lui V și versorul I. Când lucrăm cu axele de coordonate, atunci avem pentru fiecare axă câte un versor. De obicei, versorii se notează cu I, J și K, așa cum vedeți în desen, pentru axele OX, OY, respectiv OZ. Și acum să vedem ce alte operații cu vectori mai avem. Să vedem întâi cum facem adunarea a doi vectori. Pe desen puteți vedea doi vectori A și B, care formează între ei un unghi alfa. Ei au aceeași origine, același punct de aplicație, cei doi vectori. În acest caz, rezultanta lor este diagonala paralelogramului pe care îl formăm cu cei doi vectori ca laturi. Diagonala care pleacă din originea comună a celor doi vectori se numește rezultanta celor doi vectori. Și putem să scriem că vectorul A plus vectorul B este vectorul R, care este rezultanta lor. Suma a doi vectori se numește rezultanta vectorilor. Rezultanta are modulul dat de următoarea relație: R la pătrat este A pătrat plus B pătrat plus de 2 ori A ori B ori cosinus de alfa. Acum, dacă ne gândim la proiecția unui vector pe două axe perpendiculare, pe axa OX respectiv OY, așa cum vedeți în desen, avem cele două proiecții VX respectiv VY, atunci observăm că dacă translatăm cele două proiecții, vectorii VX respectiv VY, în originea lui V, observăm că între vectorul V și vectorii care reprezintă proiecțiile lui, avem următoarea relație. Vectorul V este vectorul VX plus vectorul VY. Și aceasta se numește relația vectorială dintre un vector și proiecțiile lui. Și data trecută am văzut că există și o relație scalară între un vector și componentele lui, și aceasta este V pătrat, deci modulul lui V la pătrat este modulul lui VX la pătrat plus modulul lui VY la pătrat. Deci avem aceste două relații, relație una dintre ele vectorială și una scalară, între un vector și componentele lui, respectiv între modulul unui vector și modulele componentelor lui. Și vă rog să vă notați acest lucru.
Cum procedăm dacă vrem să adunăm mai mulți vectori? În acest caz, nu mai putem folosi, evident, regula paralelogramului. Și avem pentru această situație o altă regulă care se numește regula poligonului. Și anume, avem, să zicem, trei vectori, vectorii A, B și C, așa cum se vede în desen. Și regula poligonului zice că trebuie să aranjăm vectorii A, B și C în așa fel încât să formăm o linie frântă punându-i cap la coadă. Adică din vârful lui A să plece vectorul B, din vârful lui B să plece vectorul C și dacă sunt mai mulți, așa mai departe. Și obținem o linie frântă pe care dacă o închidem, obținem un poligon. De aici vine numele de regula poligonului. Dacă unim originea primului vector, în cazul nostru vectorul A, cu vârful ultimului vector, obținem vectorul rezultantă. Adică putem scrie că vectorul A plus vectorul B plus vectorul C este egal cu vectorul R. Acum să vedem cum scădem doi vectori. Cum scădem doi scalari? De pildă, ce înseamnă 5 minus 3? Păi 5 minus 3 înseamnă 5 plus minus 3. Adică dacă îl adun pe 5 cu opusul lui 3, fac de fapt diferența 5 minus 3. Același lucru se poate face și în cazul vectorilor. Vă rog să vă uitați la acest desen. Am vectorul A și vectorul B și vreau să fac diferența A minus B. Pentru aceasta construiesc opusul lui B, pe care l-am notat pe desen cu minus B. Opusul unui vector este un vector care are aceeași direcție, are același modul, dar are sens contrar. Și dacă vă uitați pe desen, o să vedeți că vectorul notat cu minus B îndeplinește aceste condiții față de vectorul B. Și acum, mai trebuie doar să adun vectorul A cu vectorul minus B, adică să găsesc rezultanta lor, pe care am notat-o cu D mare, diferența. A minus B este egal cu D mare, cu diferența. Dar, dacă vă uitați la acest desen, veți observa că același vector l-aș obține și dacă aș uni vârfurile vectorilor A și B. Și i-aș da sensul de la B la A. Observați că cei doi vectori, notați amândoi cu D, D mare, au aceeași direcție, același sens, același modul. Deci sunt egali. Asta înseamnă că pot să fac scăderea a doi vectori folosind regula triunghiului. Adică, așa cum vedeți în acest desen, dacă am vectorii A și B și vreau să fac diferența A minus B, nu trebuie decât să unesc vârful lui A cu vârful lui B, iar sensul este de la B spre A. Și acest vector este diferența A minus B. Deci atunci când fac scăderea A minus B, sensul vectorului diferență este de la B la A, așa cum se vede și în desenul pe care l-ați văzut prima dată. Și acum vă rog să vă notați cum facem adunarea și scăderea vectorilor.
Și acum o observație foarte importantă legată de modulele rezultantei, respectiv diferenței a doi vectori. Dacă vă uitați la acest desen, observați că cele două module despre care am vorbit sunt de fapt lungimile celor două diagonale ale paralelogramului care se formează cu vectorii A și B ca laturi. Adică lungimea diagonalei care pleacă din originea comună a vectorilor A și B este de fapt modulul rezultantei, iar cealaltă diagonală are lungimea egală cu modulul diferenței. Aceasta înseamnă că avem următoarele relații pentru cele două module. R pătrat este A pătrat plus B pătrat plus de 2 ori A ori B ori cosinus de alfa, în timp ce diferența, modulul diferenței la pătrat este A pătrat plus B pătrat minus de 2 ori AB ori cosinus de alfa. Și aceste două relații ne arată de fapt că valorile extreme sunt aceleași pentru rezultantă și pentru diferență. Să vedem de ce. Când alfa este 0, unghiul alfa este 0, ceea ce înseamnă că cei doi vectori sunt unul peste altul, au aceeași direcție și același sens. Atunci, pentru modulul rezultantei vom avea a pătrat plus b pătrat plus 2ab, cosinus de 0 fiind 1, ceea ce înseamnă că r pătrat va fi a plus b la pătrat, adică r va fi a plus b. Deci în acest caz, modulul rezultantei este suma modulelor celor doi vectori. Iar diferența va fi a minus b la pătrat, pentru că aici voi avea a pătrat plus b pătrat minus 2ab, ceea ce înseamnă că modulul diferenței va fi modul din a minus b. Dacă alfa este 180 de grade, atunci r pătrat va fi cosinus de 180 de grade e minus 1 și atunci obțin a pătrat plus b pătrat minus 2ab. Adică va fi a minus b la pătrat, rezultă că modulul rezultantei va fi modul din a minus b. Iar în cazul diferenței, voi avea a pătrat plus b pătrat cosinus de 180 minus 1 și cu minusul din față plus, va fi a plus b la pătrat, rezultă că modulul diferenței va fi a plus b. Deci, atunci când unghiul alfa este 0, rezultanta are modulul maxim și diferența are modulul minim, în timp ce atunci când alfa are valoarea 180 de grade, rezultanta are modulul minim, în timp ce diferența are modulul maxim. Vă rog să vă notați aceste lucruri. În final, să vedem cum putem înmulți doi vectori. Ei bine, doi vectori pot fi înmulțiți în așa fel încât să obținem un număr, un scalar, și în cazul acesta avem ceea ce se numește produsul scalar a doi vectori, dar pot fi înmulțiți și în așa fel încât să obținem un vector. Și atunci avem produsul vectorial a doi vectori. Să vedem primul caz. Avem vectorii A și B, care fac între ei un unghi alfa. Produsul scalar al celor doi vectori se definește, deci A înmulțit cu B, acest punct înseamnă produs scalar,
se definește ca fiind produsul dintre modulului A, modulului B și cosinusul unghiului alfa. Să nu credeți că e o greșeală ceea ce vedem scris acum pe tablă, în sensul că în stânga vedem niște săgeți, vedem niște vectori și în dreapta vedem un scalar. Nu este nicio greșeală, pentru că acest punct îmi arată că e vorba de un produs scalar. Deci tot ce e în stânga este de fapt un număr, este produsul scalar al vectorilor A și B, care se calculează așa cum am spus și așa cum vedeți scris pe tablă. După cum vedeți, produsul scalar depinde de modulele celor doi vectori și de unghiul dintre ei. Și o observație foarte importantă este că alfa, atunci când este 90 de grade sau 270 de grade, cosinusul este 0, ceea ce înseamnă, și e bine de reținut, că dacă doi vectori sunt perpendiculari, atunci produsul lor scalar este 0. Și acum să vedem produsul vectorial. Avem vectorii A și B, care se găsesc în planul pe care îl vedeți. Produsul lor vectorial este un vector pe care l-am notat cu P. Vectorul P din desen este produsul vectorial al vectorilor A și B. După cum vedeți, el este perpendicular pe planul vectorilor A și B. Faptul că P este produsul vectorial a celor doi vectori se scrie A înmulțit cu B, așa cum vedeți aici. Deci, punctul înseamnă produs scalar, iar când scriem înmulțit, așa cum vedeți aici, înseamnă produs vectorial. Și acum am vector și în dreapta și în stânga semnului egal. Ei, acest vector, produs vectorial, are modulul dat de relația A ori B ori sinus de alfa. Și atunci putem spune așa, produsul vectorial a doi vectori este un vector perpendicular pe planul celor doi vectori, care are modulul dat de această relație, dar sensul. Sensul este dat de regula burghiului, adică îl rotim pe vectorul A peste vectorul B pe drumul cel mai scurt și atunci ne gândim cum ar înainta un burghiu dacă l-am roti în acest fel. În final, vă rog să vă mai notați ceva foarte important, ceva ce vă va ajuta la rezolvarea multor probleme, și anume cum putem calcula rezultanta a doi vectori, diferența a doi vectori, produsul scalar a doi vectori și produsul vectorial a doi vectori, atunci când cunoaștem proiecțiile celor doi vectori pe cele două axe și avem versorii axelor respective.
Mulțumesc pentru atenție. Odată cu cursul al treilea, vom începe să studiem cinematica, adică mișcarea corpurilor. La revedere!